Un gest mic poate să aducă un plus de stabilitate la complexul energetic Oltenia. Liberalii consideră că restructurările care urmează pot fi stopate prin creșterea veniturilor. Fac un apel pe această cale la salariații din complexul energetic Oltenia, fac un apel la toți cetățenii din Gorj, la liderii de sindicat, să ne dăm mâna, să încercăm să înțelegem că pentru Oltenia fiecare bec aprins cu curent electric de la CE Oltenia poate să însemne salvarea unui loc de muncă în Gorj. De exemplu, familia lui Vulceanu cumpără energie de la complexul energetic Oltenia. Vreau să vă spun că în portofoliul companiei la acest moment există 35 de consumatori casnici. Deci CEO are deja încheiate contracte cu 35 de persoane. Informația este pe site-ul companiei, dar nimeni din companie nu s-a preocupat vreodată să dezvolte această rețea de marketing, să spunem, sau această idee. Există un departament de marketing în CEO. Vreau să vă spun că eu sunt unul dintre exemple. La una dintre firmele familiei mele avem un contract cu CEO. Iar fiecare persoană care va cumpăra curent electric direct de la companie poate să ajute la menținerea locurilor de muncă. Dan Vâlceanu a declarat că în campania electorală le va sugera gorjenilor să semneze un contract cu CE Oltenia.